România și UDMR au anunțat deja că nu vor să intre la guvernare. Înaintea celei de-a doua runde de consultări s-ar contura un cabinet PNL-PMP condus de Ludovic Orban. Victor Ponta, Eugen Toma, Călin Popescu-Tăricianu și liderul minorităților naționale, Varojan Pambucțian, au fost chemați astăzi la Cotroceni. Mâine sunt invitați Dan Barna, Kelemen Hunor și Ludovic Orban. Guvernul Partidului Național Liberal va fi prezentat public după parcurgerea pașilor constituționale. În primul rând, așteptăm decizia președintelui privitoare la desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Singura formațiune parlamentară dispusă să intre la guvernare, în afară de PNL, este PMP. Noul executiv ar urma, conform declarațiilor lui Ludovic Orban, să fie unul restrâns cu 15-16 ministere. Dan Barna, președintele USR, a anunțat pe Facebook condițiile pentru ca USR să voteze noul guvern. Este vorba despre alegerea primarilor în două tururi, adoptarea inițiativei fără penali, dar și despre eliminarea recursului compensatoriu. Între timp, PSD continuă lupta în Parlament și anunță că nu va vota în vestirea noului guvern. Mi se pare normal ca Partidul Social Democrat sub nicio formă să nu voteze în acest moment investirea unui guvern. Mai mult decât atât, există o cutumă parlamentară în întreaga lume, cei care dețin majoritatea, lucru care s-a văzut că dânșii au majoritate atâta timp cât a trecut o moțiune de cenzură, trebuie să asigure și vorum. Surse politice spun că UDMR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis că nu va susține viitorul guvern dacă se va modifica legea alegerilor locale și se va reveni la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Cu mai multe detalii despre ultimele discuții pe tema viitorului guvern vine colega mea Alina Sorocean. Bun găsit, Alina, ce informație ai? Găsit, astăzi vor avea loc la Palatul Cotroceni noi discuții despre guvernare. Astăzi sunt chemați aici Victor Ponta, Călin Popescu-Tăriceanu, Eugen Tomac și reprezentanții minorităților. Vor discuta despre acest guvern care urmează să fie compus din Partidul Național Liberal și PMP, potrivit surselor, dar vom vedea în urma discuțiilor, a negocierilor, care va fi soluția finală. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că astăzi sau mâine va ieși și va spune public numele premierului. Cel mai probabil acest lucru se va întâmpla mâine, pentru că tot mâine vor mai fi discuții aici cu alți lideri de partid, reprezentanții PNL și UDMR-USR. Așadar, sunt discuții extrem de importante care vizează partidele ce urmează a fi la guvernare, dar și formațiunile politice care vor susține guvernul din Parlament. Sunt tot felul de nume care se vehiculează în aceste zile pentru, vorbim despre cei care vor face parte din executiv, dar după ce premierul va fi desemnat de președintele Klaus Iohannis, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma guvernul, va trebui să vină în Parlament pentru un vot de încredere. Dacă nu va obține acest vot de încredere, atunci procedurile vor fi reluate. Președintele Klaus Iohannis trebuie să recheme partidele la consultări. Din nou se face o nominalizare de premier și se repetă votul de încredere pentru cel de-al doilea guvern. Dacă se va ajunge în acest pas și nici a doua oară guvernul nu va fi votat, atunci ajungem la alegeri anticipate. Dar spunea președintele Klaus Iohannis, executivul care se formează în această perioadă este unul de tranziție, chiar dacă vorbim despre alegeri anticipate sau despre o perioadă de un an de zile pe care guvernul trebuie să o treacă, astfel încât să ajungem până la alegerile parlamentare de anul viitor. Mulțumesc pentru informația, Alina. Între timp, de la Palatul Victoria, premierul demis Viorica Dăncilă a început ședința de guvern cu un șir de atacuri la adresa președintelui Iohannis. Dăncilă spune că PSD își dorește ca această perioadă de instabilitate politică să se încheie cât mai repede, dând asigurări că până la instalarea viitorului guvern va continua să-și îndeplinească obligațiile. Îi somesc public pe candidatul Iohannis și pe gălăgioșii lideri ai PNL să abandoneze discursul urii și al jignirilor la adresa cetățenilor și să se concentreze pe creionarea unui program de guvernare. Dacă nu sunt în stare să spună public și să își asume că au dat jos un guvern doar din considerente electorale.
Am observat că liderii Partidului Național Liberal și Klaus Iohannis au simțit nevoia să spună că nu vor tăia pensiile și salariile după ce au anunțat mai multe măsuri de tăieri și austeritate. Îi invit să semneze pactul pentru bunăstare, semnat deja de 1 milion de români. Demis de 4 zile prin moțiune de cenzură, guvernul Dăncilă s-a reunit din nou la Palatul Victoria. De obicei, cele mai importante decizii luate în ședință de către executivul PSD nu s-au aflat pe ordinea de zi oficială, ci pe ordine de zi suplimentară, care nu era făcută publică. Ce ar putea să pregătească premierul înainte de plecare, aflăm chiar acum de la colega mea, Emma Stoica. Bun găsit, Emma, te ascultăm! Bun găsit, într-adevăr, conform informațiilor pe care le avem în momentul de față, guvernul a decis că va da o hotărâre de guvern în această ședință pentru bani pentru primari. Este vorba de proiectul PNDL, la care Viorica Dăncilă a spus că va da banii pentru plătirea facturilor până va pleca de la Palatul Victoria. De asemenea, conform acelorași surse, este vorba și despre o hotărâre de guvern pentru bani pentru termoficare în administrația locală. Vă reamintesc faptul că Viorica Dăncilă a promis, chiar dacă va trece moțiunea de cenzură, va da 1,4 miliarde de lei pentru plata facturilor la PNDL, spunea acesta, și Eugen Teodorovici a asigurat primarii că vor primi banii promiși, însă au trecut deja, este a doua ședință de guvern și până în momentul de față nu avem absolut nimic oficial dacă banii vor fi dați sau nu. Vom vedea cum se va termina această ședință de guvern și ce vor spune oficialii executivului despre bani și care este suma exactă, pentru că în momentul de față nu știm dacă aceasta va rămâne suma exactă sau vor fi mai mulți bani. Mulțumesc pentru informație. Mai mulți specialiști din cadrul INML sunt audiați astăzi la IGPR în dosarul Caracal pentru a da explicații privind modul dezastros în care s-a ocupat de expertiza rămășițelor găsite la casa lui Gheorghe Dincă. Specialiștii INML explică în fața procurorilor cum au făcut expertizele și cum au ajuns la acele concluzii. Vor fi mai multe audieri cu personalul de la INML, specialiști, experți pe mai multe domenii. Vor da niște explicații procurorilor nouă, cum au făcut acele expertize, cum au ajuns la acele concluzii, vor da detalii. Este o procedură judiciară prevăzută de codul de procedură penală. Avocatul familiei Melencu a precizat că dosarul în care sunt audiați specialiștii INML este cel privind crimele din Caracal, nu cel de pe rolul parchetului general deschis după o sesizare a lui Alexandru Cumpănașu, care vizează expertiza ADN-ului Alexandrei Măceșanu. Este vorba de dosarul de bază în care au făcut expertize și în acest moment li se cer explicații tehnice privind expertizele. Deci nu este vorba de un dosar în care dumnealor ar fi anchetat. Gheorghe Dincă a fost arestat la începutul lunii iulie după ce a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu. La domiciliul acestuia au fost găsite rămășițe umane despre care INML a precizat în urma analizelor că sunt ale Alexandrei. Rămășițele găsite în liziera pădurii din Caracal, despre care Dincă spune că sunt ale Luizei, au fost trimise în Statele Unite ale Americii pentru a fi analizate de FBI. Cel pe ADN este același medic care a făcut pe ADN, dar culmea, nu a venit și n-au invitat pe medicul, pe antropologie, care a făcut expertiza în cazul Lizieră. Acest medic n-a fost chemat. Și mă întreb, oare de ce? Ce problemă au acolo? De ce nu l-au chemat și pe acest medic? Pentru că antropologii au fost diferiți pe ambele cazuri. Unul a fost pe Lizieră, unul a fost pe oasele din Butoi. Vă reamintim că Institutul de Medicină Legală este verificat de Corpul de Control după ce analizele ADN în cazul crimelor din Caracal au durat foarte mult și au fost reluate de la zero. Protestă în fața Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, câteva zeci de bolnavi, dar și mai mulți părinți și membrii asociațiilor care îi reprezintă au protestat în fața CNAS, supărați că nu primesc tratament. Șeful CNAS a precizat că tratamentul este egal pentru toți.
Pacienții, părinții acestora, dar și membrii ai asociațiilor care îi reprezintă au protestat în fața CNSAS și au strigat dreptul la viață. Pacienții cu amiotrofie musculară spinală și-au cerut drepturile și anume accesul la tratament pentru copii și adulți deopotrivă. Oamenii spun că o mare parte dintre copii au primit tratamentul, însă adulții nu au încă acces la acesta, deși cele 4 centre de administrare sunt pregătite. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a chemat câțiva reprezentanți ai asociațiilor care militează pentru drepturile acestor bolnavi și ulterior a declarat că tratamentul rămâne egal pentru copii și pentru adulți. Discuția cu asociațiile care au venit la discuții a vizat următoarele aspecte. Nu modificăm protocolul terapeutic, deci nu-l va modifica nimeni, rămâne același. Abordarea noastră? Tratamentul rămâne egal pentru copii și adulți. Sigur că există o prioritizare pentru copii, pentru că și din studiile clinice ale medicamentului rezultă, cu cât îl dai mai devreme de la debutul bolii, cu cât vârsta este mai mică, cu atât rezultatele sunt mai bune. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a mai spus că în România, pentru bolnavii cu amiotrofie, există o listă de așteptare de 77 de pacienți, 31 de copii și 46 de adulți. Unul din 4 copii suferă de alergii, dar școlile nu sunt pregătite să le dea elevilor o mână de ajutor la nevoie. Așa că pe masa Senatului a ajuns un proiect de lege prin care sunt prevăzute amenzi de până la 20.000 de lei pentru unitățile de învățământ care nu au doze de adrenalină pentru elevii care intră în șoc anafilactic. Prevalența astmului și a alergiilor la copii constituie o problemă tot mai mare în ultimul timp. Astmul a devenit cea mai frecventă boală cronică în rândul copiilor și este una dintre cauzele majore de spitalizare la adolescenți. În România și la nivel mondial, prevalența manifestărilor alergice este în continuă creștere. Drept urmare, în Senat a fost depus un proiect care vizează înființarea Registrului Național al Persoanelor cu Alergii. Școlile și cabinetele trebuie să aibă adrenalină pentru cazurile în care elevii intră în șoc anafilactic. Problema asistenței de urgență, mai ales în cazul alergiilor în toate școlile din România, poate să aibă în sfârșit o rezolvare. Pentru că, de pe o parte, în astfel de situații avem două bariere care împiedică tratamentul corect și eficient în timp real acestor copii cu probleme. Acest proiect de lege este unul util pentru că vine exact în întâmpinarea acestei probleme. Țineți cont că unul din 4 copii au alergii severe, iar adrenalina e regina când este vorba despre tratamentul formelor severe de alergie. Nerespectarea acestor prevederi ar urma să fie sancționată cu amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Acest proiect vine în completare cu două lucruri esențiale. În primul rând, înființarea acestui registru al pacienților cu alergii, iar în al doilea rând, diferențierea alimentației în funcție de tipul de patologie și de ceea ce este necesar ca să se evite astfel de alergii în școală. Polițistul care s-a împușcat în cap cu arma din dotare într-un apartament din Caracal se află în continuare în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Ofițerul lucra la o secție din oraș de doar o lună. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Polițistul din județul Olt, care s-a împușcat duminică în cap cu arma din dotare, se află în continuare în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Craiova. Acesta este intubat și ventilat mecanic, dar este stabil hemodinamic. Polițistul se afla în apartamentul din Caracal al socrilor săi. Deocamdată nu se știe dacă mai era sau nu cineva cu el în casă în momentul în care s-a împușcat. Vecinii au fost cei care au dat alarma după ce au auzit un zgomot puternic. Inspectoratul de poliție județean Olt a fost sesizat prin 112 despre faptul că un polițist s-a împușcat cu armamentul din dotare în timp ce se afla într-un apartament din municipiul Caracal. S-a mutat recent la IPJ Olt, în urmă cu aproximativ o lună, și este ajutor șef de post la post poliție Corbu. Acesta a fost transportat la spitalul din municipiul Caracal și transferat ulterior la spitalul numărul 1 din municipiul Craiova. Medicii l-au găsit pe tânărul polițist în stare critică și l-au dus de urgență la spital. Victima nu a mai răspuns însă manevrelor de resuscitare. Bărbatul în vârstă de 31 de ani făcea parte din promoția de agenți de anul trecut și se transferase în Olt de la IPJ Timiș de doar o lună. Familia nu înțelege de ce a recurs la un asemenea gest. Inexplicabil este și pentru colegii săi. Oamenii susțin că polițistul nu le-a spus că ar avea probleme și că n-au observat la el vreun comportament depresiv sau ciudat. Ancheta în acest caz este coordonată de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Numirea Laurei Codruța Chioveși în funcția de procuror șef european este la final. Chioveși a fost confirmată în funcția de procuror șef european de către Consiliul Uniunii Europene, iar ultima etapă se va desfășura în Parlamentul European. Cu detalii ni se alătură chiar acum colega mea Liliana Năstase. Bun găsit, Lili. Când va avea loc votul în Parlamentul European?
Bun găsit, cel mai probabil până la sfârșitul lunii Parlamentul European va supune la vot confirmarea Laurei Păduța Chioveș în funcția de procuror șef al parchetului european. De altfel este doar o formalitate, nu mai există niciun risc ca aceasta să nu preia funcția de procuror șef al parchetului european, însă, conform unui comunicat a publicității astăzi de către Consiliul Europei, reprezentanții acestei instituții spun că acest parchet, parchetul european, este o prioritate, întrucât în mai puțin de un an, la sfârșitul lunii noiembrie 2020, va trebui să-și înceapă efectiv activitatea. Mandatul Laurei Păduța Chioveș va fi unul de 7 ani, iar în subordinea sa vor fi peste 20 de procurori din întreaga Europa. Conform Consiliului Europei, această funcție va consta în special în construirea unei structuri administrative și operaționale a biroului european care se ocupă cu spălarea, combaterii fraudelor cu fonduri europene și stabilirea unor bune relații cu autoritățile judiciare din statele naționale. Așadar, cel mai probabil, la începutul lunii viitoare, Laura Păduța Chioveș își va prelua această funcție în vederea pregătirii efective a parchetului european, care, spuneam, va deveni funcțional anul viitor. Mulțumim pentru informații, Liliana. Caz halucinant în Satu Mare, o mamă s-a bătut cu fostul soț ca să-și ia acasă copilul de 8 ani, care nu voia să plece de lângă tată. Femeia este disperată, are decizie definitivă de custodie asupra fiului ei, dar de 3 ani nu-l poate lua acasă. Frustrarea i-a întunecat rațiunea, iar femeia a ajuns să se ia la bătaie cu fostul soț chiar în fața copilului. Nu dumneavoastră hotărâți, domnul polițist, cine e cu cine merge. O instanță hotărât că copilul merge cu mama. După ce au divorțat, mama a câștigat dreptul la custodia copilului în instanță. Doar că minorul nu vrea să își părăsească tatăl. Mama încearcă cu disperare să pună în aplicare sentința definitivă a tribunalului Satu Mare prin orice mijloace legale. Cum n-a reușit, situația a degenerat, iar cei doi foști soți au ajuns să se ia la bătaie chiar sub ochii copilului. Copilul decide. Nu decide copilul, doamne, o instanță a hotărât și nu vrea să decideți. Doamna, pleacă cu copilul. Că dumneavoastră să răspundeți penal. Credeți-mă, merem la primul procuror. Rău îi faceți dumneavoastră, domnul, că favorizați infractorul. Copilul este abuzat psihic și dumneavoastră susțineți un infractor, domne. Tatăl copilului a negat cu vehemență toate aspectele rezultate din expertiza depusă la dosarul cauzei și de care, totuși, judecătorii au ținut cont. Mai mult, în iunie 2019, magistrații Tribunalului Satu Mare au menținut custodia exclusivă a copilului de către mama sa. Cu decizia definitivă în mână, care are valoare de lege, mama minorului a încercat să meargă să-l ia acasă. Doar că fiul său refuză acest lucru, motiv pentru care executorul judecătoresc nu a putut să pună în aplicare sentința. O mamă și cei trei copii ai săi au rămas pe drumuri în prag de iarnă după ce întreaga gospodărie a familiei a fost mistuită de flăcări. Nenorocirea s-a petrecut în comuna Breaza din județul Buzău. O asociație umanitară din Buzău a declanșat deja o campanie pentru sprijinirea celor 4 sinistrați. Cu doar o lună înainte de venirea iernii, nenorocirea s-a abătut asupra femeii care își crește singură cei trei copii. Gospodăria a fost înghițită de flăcări în câteva minute după un scurt circuit produs la rețeaua electrică. Pompierii au sosit repede la fața locului, dar n-au mai putut salva mare lucru. Cum casa lor s-a făcut scrum, mama și cei trei copii s-au mutat la o vecină. Primarul din Breaza a declarat că este gata să ajute familia sinistrată și a făcut apel și pentru ajutor material sau financiar. Vom încerca să-i ajutăm noi de la primăria
colaborează, dar și prin ajutorul oamenilor de bine. Facem un apel și pe această cale pentru a se oferi ajutor fie cu materiale de construcții, fie cu bani, a transmis primarul. O asociație buzoiană a declanșat deja o campanie de ajutorare a celor patru care, acum în prag de iarnă, au rămas fără acoperiș deasupra capului. Vreme neobișnuită caldă pentru această perioadă, chiar dacă este miezul toamnei. Dacă săptămâna trecută temperaturile erau și cu 10 grade mai mici față de normalul perioadei, săptămâna aceasta începe cu vreme de vară, cu maxime ce ajung și până la 30 de grade Celsius. Temperaturile ridicate pentru data din calendar. Astăzi vom vorbi de o vreme deosebit de caldă în mare parte din țară. Asta presupune valori de peste 20 de grade, mai puțin în zona litoralului, unde vom avea undeva 18 până la 20 de grade, dar prin sud-vestul țării chiar vom atinge și depăși pragul unei zile de vară, adică 25 de grade. Acolo maximele vor atinge 27, izolat chiar 28 de grade. În zilele următoare, vremea urmând să rămână în continuare mai caldă decât în mod obișnuit. Cele mai ridicate temperaturi urmând a se înregistra tot în partea de vest și sud-vest a țării, undeva în jurul valorilor de 25-26 de grade. Totuși, meteorologii ne anunță că este posibil ca în mai multe regiuni ale țării să apară ceața și să se înregistreze temperaturi mai scăzute. În timp ce în zonele joase din est-sud-est, dar și prin Transilvania, poate și prin Câmpia de Vest, să apară acești nori joși sau ceață în a doua parte a nopților și în primele ore ale dimineților, motiv pentru care, cel puțin în Moldova, în Dobrogea sau Muntenia, temperaturile vor mai pierde câteva grade, pentru că soarele nu va mai fi la fel de activ. Și prin urmare, acolo vom vorbi de o scădere ușoară a temperaturilor în zilele următoare, undeva maxime în jurul la 20 de grade. Vești proaste pentru fostul consilier al premierului Dăncilă, Darius Vâlcov. Instanța de judecată i-a respins plângerea prin care contesta ridicarea permisului de conducere pentru 90 de zile. Asta după ce acesta a fost prins în februarie anul acesta, conducând cu 116 km pe oră pe un drum național din Argeș în comuna Albota. Decizia judecătoriei Pitești nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce se depune tot la judecătoria Pitești. Pe 14 februarie anul acesta, fostul consilier al premierului Dăncilă a fost amendat cu 1305 lei și, în plus, a fost suspendat și dreptul de a conduce pentru 90 de zile. Șeful Companiei Naționale Aeroporturi București răspunde după ce Răzvan Cuc a făcut publice imaginile scandaloase cu angajații unei firme care aruncă nepăsător cu bagajele pasagerilor pe otopeni. Alexandru Ivan spune că de 3 luni de zile a început demersurile asupra companiilor de handling prin proceduri și acte adiționale, dar este fără rezultat. Șeful de la aeroporturi susține că a solicitat în dese rânduri celor de la compania de handling să-și instruiască angajații și să respecte procedurile și timpii de livrare a bagajelor. Însă nu s-a întâmplat nimic. În filmare apar agenții de la Globeground. Noi am început demersurile încă de acum 2-3 luni de zile. Am solicitat tuturor agenților de handling să-și îmbunătățească timpii de livrare a bagajelor. Le-am trimis chiar niște proceduri și niște acte adiționale pe care în momentul de față nu le-au semnat. Le-am mai solicitat ca până la jumătatea anului următor să-și reînnoiască jumătate din parcul auto cu autovehicule și autobuze cu norma de poluare Euro 6. Referitor la timpii de bagaje, le-am solicitat timp conform reglementărilor europene. Le-am trimis adiționale și pentru acest lucru, urmând ca ei să-și dimensioneze personalul astfel încât să respecte solicitările aeroportului, a explicat Alexandru Ivan. Scandalul a izbucnit după ce Răzvan Cuc a făcut publice imagini cu modul în care operează firma de handling pe aeroportul Otopeni și afirmă că este nevoie de măsuri urgente. În imagini se vede banda blocată de un bagaj minute bune, fără ca cineva să intervină. Ministrul spune că asta duce la întârzieri mari. Am discutat cu directorul de la aeroport și l-am rugat să vină directorul acestei firme și să îmi spună și mie de ce se întâmplă aceste lucruri. Un bagaj care rămâne în picioare blochează banda, iar apoi 20-30 de minute banda rămâne blocată. L-am chemat să îmi spună de ce întârzie autocarele care trebuie să preia pasagerii, iar ei își pierd conexiunile. 10 curse care vin și 4 autocare ce preiau pasagerii. Normal că pasagerii pierd.
pierd zborurile de conexiune. Domnul director a spus că este ocupat și nu poate să vină la întâlniri, a spus ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Globeground România este responsabilă de manevrarea bagajelor, a mărfurilor, de transportul pasagerilor și de curățenie pe cel mai mare aeroport din țară și este deținută de compania aeriană de stat Tarom în proporție de 37%, compania națională Aeroportul București cu un procent de 13%, compania Balaclava din Olanda și de către Swissport France Holding. Globeground România a avut anul trecut un profit net de aproape 12 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 4% față de anul precedent și o cifră de afaceri de 68,8 milioane de lei. Firma Globeground, acuzată că nu are grijă de bagajele de pe aeroportul Otopeni, face însă profit serios. Numai anul trecut, compania a câștigat 2,6 milioane de euro, în creștere față de anul precedent. Profitul net de aproape 12 milioane de lei a crescut cu aproximativ 4% pentru Globeground în 2018 față de 2017, după cum arată datele de la Ministerul de Finanțe citate de Ziarul Financiar. La o cifră de afaceri de peste 68 de milioane de lei anul trecut, marja de profit a companiei s-a situat la 17%, mai notează jurnaliștii de la Ziarul Financiar. Cu alte cuvinte, compania acuzată că își bate joc de bagajele pasagerilor face profit serios cu muncă puțină. Globeground România este responsabilă de manevrarea bagajelor, a mărfurilor, de transportul pasagerilor și de curățenie pe cel mai mare aeroport din țară, Otopeni. Datele recente ale Registrului Comerțului arată că firma este deținută de compania aeriană de stat Tarom cu 37% din părți sociale, de compania națională Aeroportul București cu 13%, de concernul Balaclava din Olanda cu 25% și de Swissport France Holding, conform datelor Registrului Comerțului. Potrivit jurnaliștilor Ziarului Financiar, în spatele companiei Balaclava s-ar afla grupul Țiriac Holdings, deținut de omul de afaceri român Ion Țiriac. Eugen Teodorovici își prezintă scuze după ce în ziua moțiunii a jignit o jurnalistă B1.ro pe holurile Parlamentului. Ministrul demis al Finanțelor a transmis într-o postare pe Facebook că a avut o discuție la telefon cu jurnalista ca un gest reparatoriu. Bună ziua de la B1.ro, sunt aici de știri, ce veți face în continuare? B1.ro, site de știri, este site de știri, B1. Ce veți face în continuare? Regretați vreo măsură pe care... Trebuie să vă spun ce? Nu văd la față. Da, okay. Îmi spuneți mie dacă regretați vreo măsură pe care ați luat-o? Aceasta a fost discuția dintre jurnalista B1.ro și ministrul Eugen Teodorovici. Între timp, fostul ministru al Finanțelor s-a răzgândit și, prin intermediul rețelelor de socializare, a ținut să-i ceară scuze reporterului B1.ro. În postare, Teodorovici a ținut să precizeze că poartă un respect deosebit jurnaliștilor care își fac meseria. Regret incidentul de zilele trecute petrecut pe holurile Parlamentului. Chiar am sunat-o pe doamna Gabriela Del Pupo, reporter al site-ului de știri B1, și i-am prezentat personal scuze. A fost un dialog care nu mă reprezintă, purtat într-un moment nepotrivit. Cu toții facem greșeli, de multe ori fără cea mai mică intenție de a-i răni pe ceilalți. Mi-am cerut scuze pentru că a-ți cere scuze atunci când greșești nu înseamnă slăbiciune, ci înseamnă tărie de caracter și asumare. Înseamnă că îți consideri greșelile lecții de viață din care înveți ceva îndreptându-le, a scris Eugen Teodorovici. Politologul Alina Mungiu Pipidi crede că reorganizarea Serviciului Român de Informații este făcută pentru a exista un control mai mare asupra SRI. Recent au fost făcute schimbări importante în structura serviciului. SRI a renunțat la organizarea județeană a unităților teritoriale, iar în loc au fost înființate 11 direcții regionale de informații. Unii specialiști sunt de părere că această schimbare reprezintă o armă împotriva baronilor. Ce e cert este că cine face reorganizarea va avea mult mai mare control asupra serviciului decât are acum. Asta e toată singura certitudine analitică. Practic, baronii locali au devenit una dintre principalele ținte ale SRI. Cel puțin aceasta este una dintre explicațiile date de unii specialiști pentru restructurarea pe direcții regionale a SRI și renunțarea la împărțirea pe județe. În locul unităților județene, în prezent există câte două direcții regionale în Moldova și Transilvania și câte o direcție în Dobrogea, București.
București, Muntenia, Oltenia, Centru, Banat și Maramureș. SRI susține că acest concept de organizare a fost atent testat înainte de a fi implementat. Soluția organizării a fost validată în cadrul unui proces de testare în forma pilot ce a avut loc pe parcursul anului 2018. Prezența și îndeplinirea misiunilor serviciului vor fi asigurate în continuare pe întreg teritoriul României, noul format fiind menit să ofere cadrul instituțional pentru adaptarea activității SRI la dinamica amenințărilor actuale. De asemenea, un obiectiv important al reorganizării în format regional este reprezentat de optimizarea fluxurilor de informare către beneficiarii legali, arată SRI într-un comunicat de presă. Fost director al SRI, Costin Georgescu, consideră că regionalizarea activității Serviciului de Informații este benefică pe mai multe planuri, iar printre țintele principale se numără și baronii locali. În primul rând, baronii locali nu sunt prea veseli după această reorganizare pentru că, în principiu, ei vor să aibă oamenii lor în direcțiile locale ale serviciilor ca să poată ține totul sub control, iar acest lucru nu se mai întâmplă în prezent. Practic, prin această reorganizare, conducerea SRI le-a dat o lovitură acestor baroni, a creat o armă împotriva acestor potențați locali. Ideal ar fi să se facă pasul următor și ca șef de direcții regionale să fie aduși ofițeri din cu totul altă zonă geografică, spune fostul director al Serviciului Român de Informații. Politologul Alina Mungiu Pipidi susține că înainte ca serviciul să fie reorganizat, trebuia să existe o dezbatere publică. Sigur că are dreptate Costin Georgescu că e bine să nu fie oameni din aceleași regiuni, că ne aducem aminte ce s-a întâmplat la Ploiești, unde SRI-ul și poliția s-au arestat toți unii pe alții și erau toți unii mai corupți decât alții. Nu asta e chestiunea, dar reorganizările în România sunt totdeauna făcute ca să iei controlul mai bine asupra unei structuri. Și deci, indiferent de faptul că pot să existe și efecte pozitive, ce e cert, dar pe care nu le știm din nou, pentru că pentru asta trebuia să aibă loc o discuție publică de ce le reorganizezi. Nu trebuie înțeles că Serviciul Român de Informații are o singură structură și că atunci când noi vorbim de statul paralel, asta înseamnă că întregul Serviciul Român de Informații e folosit și nu știu ce. Nicu Șordan se arată optimist că va fi desemnat candidatul pentru primăria capitalei din partea USR. Tensiunile în această formațiune continuă, mai ales după ce organizația USR București a convocat o nouă consultare internă, care l-ar fi dat pe Nicu Șordan câștigător cu 86% din voturi. Și asta deși Biroul Național al USR stabilise să amâne până după alegerile prezidențiale desemnarea candidaților. Un comitet politic, care este organul de deasupra Biroului Național al USR, va fi organizat imediat după alegerile prezidențiale, anunță Dan Barna. Ei vor trebui nu să modifice statutul, pentru că asta poate numai Congresul să facă, să dea o interpretare statutului, însă eu sunt foarte optimist pentru că votul de la Organizația București a fost covârșitor. Epopeea desemnării lui Nicu Șordan drept candidat la primăria capitalei este însă departe de a se fi încheiat. Conducerea partidului a decis să amâne eventualul anunț până după alegerile prezidențiale. În schimb, organizația USR București face în continuare lobby pentru cel care a fondat partidul în urmă cu câțiva ani. Aceștia au organizat o nouă consultare internă în care Nicu Șordan a strâns 86% dintre voturile exprimate. De data aceasta au votat 741 dintre cei 1900 de membri ai USR București. La referendumul intern din 25 septembrie, participarea la vot în USR București fusese de 56%, iar 780 de membri votaseră pentru ca Nicu Șordan să se poată înscrie în cursa internă pentru desemnarea candidatului la primăria capitalei. Statutul USR permite desemnarea lui Nicu Șordan chiar dacă acesta a plecat din partid în urmă cu un an. De altfel, Nicu Șordan nu a susținut USR nici la alegerile europarlamentare, nici la prezidențiale. Din nou, direct, sărbătoare mare astăzi pentru credincioși ortodoxi este Sfânta Cuvioasă Parascheva. La Iași are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din țară, la care participă aproape 80.000 de oameni. Un record al ultimilor ani, spun reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Racla cu Sfintele Moaște se află pe baldachinul special amenajat în curtea Catedralei din Iași. Jandarmii buzoieni au salvat doi pui de urs căzuți într-un puț abandonat de pe raza localității buzoiene Grăbănu. Operațiunea a fost dificilă, deoarece puțul era destul de adânc și îngust, iar în preajmă se afla și mama puilor. Ușor? Ușor, ușor. Ține-l de... Hop, hop! Lasă să-l ridice el după aia. Hai să dă drumul la codiță. Hai să ridicăm spate. Dă drumul la codiță lui. Tot așa mic, mă. Trage-l.
Forțele de intervenție au fost alertate prin 112. Un paznic de vânătoare din Buzău a sunat la numărul unic de urgență după ce a observat că doi pui de urs au căzut într-un puț abandonat lângă localitatea Grebănu. Jandarmii au ajuns imediat la fața locului. Ajutați de colegii din Prahova, specializați în astfel de intervenții, de pădurari și de câțiva polițiști și pompieri, jandarmii au început misiunea de salvare. Operațiunea a fost una cu risc, deoarece mama puiilor se afla în apropiere și era agitată. Pentru salvarea primului pui, în puțul abandonat a fost introdus un trunchi de copac pe care animalul sălbatic s-a cățărat și a reușit să iasă singur. Cel de-al doilea pui a fost tranquilizat pentru a fi scos, deoarece acesta părea rănit și nu putea ieși singur. După ce au fost scoși din puțul părăsit, puii de urs au fost lăsați în libertate. Vedem acum ce s-a mai întâmplat și pe plan extern. În grei de închisoare pentru 9 separatiști catalani, Curtea Supremă din Spania i-a condamnat la pedepse cuprinse între 9 și 13 ani pentru rolul jucat de aceștia în tentativa de obținere a independenței din 2017. Cea mai mare pedeapsă în dosarul privind declararea independenței Cataloniei și referendumul din 2017 a primit-o fostul vicepremier al provinciei separatiste, Oriol Junqueras, care a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Alți trei inculpați, deși au fost declarați vinovați de nesupunere, nu au primit pedepse cu închisoarea. Toți cei 12 inculpați au fost achitați de cea mai gravă acuzație, cea de rebeliune. Referendumul pentru independență autorizat de Parlamentul Catalan a avut loc la 6 octombrie 2017, în pofida declarării acestuia ca neconstituțional de către Curtea Constituțională a Spaniei. La rândul său, Comisia Europeană a calificat referendumul ca fiind neconstituțional. Rata prezenței la urne a fost de numai 43%, referendumul fiind boicotat de adversarii separatismului. 92% s-au pronunțat în favoarea secesiunii, iar independența Cataluniei a fost pronunțată de Parlamentul de la Barcelona la 27 octombrie 2017. În replică, Senatul Spaniei a invocat articolul 155 din Constituție, iar Guvernul și Parlamentul Catalan au fost dizolvate, stabilindu-se totodată data alegerilor regionale pentru 21 decembrie 2017. Guvernul de la Madrid a preluat conducerea directă asupra Cataluniei. Procurorul general al Spaniei i-a inculpat pe membrii guvernului catalan de rebeliune, separatism și deturnarea de fonduri publice la 30 octombrie 2017. Fostul președinte catalan, Carles Puigdemont, a declarat că sentințele pronunțate de justiția spaniolă în acest proces sunt o adevărată atrocitate. Președintele catalan, care a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, s-a refugiat în Belgia, unde a primit azil politic. Potrivit unui sondaj de opinie efectuat în luna iulie, 48,3% dintre catalani nu vor separarea țării lor de Spania, în timp ce independența este dorită de 44% dintre cei chestionați. Partidul Național Conservator al premierului Victor Orban a fost învins la alegerile locale de ieri din Budapesta de către opoziția unită în jurul unui candidat de centru-stânga, potrivit rezultatelor parțiale, după cum anunță presa internațională. Este prima înfrângere a lui Orban în 10 ani, timp în care a dominat scena politică a Ungariei. Potrivit rezultatelor, după numărarea 62% dintre buletinele de vot, opozantul Gergely Caracsonyi a obținut 50,1% dintre voturi, în timp ce actualul primar, István Tarlós, susținut de Fidesz și care este în funcție, la fel ca Orban din 2010, a obținut 44,8%. Potrivit rezultatelor parțiale de duminică seara, opoziția conduce în mai multe orașe mari ale țării, în timp ce Fidesz ar trebui să-și păstreze un număr mare de orașe mici. Japonia continuă să fie lovită de cel mai puternic taifun din ultimele decenii. Cel puțin 40 de oameni și-au pierdut viața, 10 au rămas fără case. Peste 6 milioane de japonezi au fost evacuați. A fost instituit codul roșu, iar premierul Shinzo Abe a prezidat o ședință de urgență. Taifunul Hagibis este cel mai puternic din ultimii 60 de ani. Taifunul a făcut prăpăd în orașul lui Zunokuni, a smuls copacii din rădăcină, a răsturnat mașini, a devastat acoperișurile locuințelor. 150 de oameni au fost răniți de resturile aruncate în toate părțile de către vântul puternic. Peste 500.000 de case nu mai au curent electric, iar alte 10 au fost distruse. Autoritățile le-au cerut oamenilor să nu iasă din casă și au instituit codul roșu de intervenție. Peste 27.000 de soldați au fost trimiși să ajute poliția și pompierii în operațiunile de salvare. Inundațiile au afectat centrul și estul insulei Honshu, cea mai mare din arhipelag.
Peste 800 de zboruri au fost anulate de pe aeroporturile de lângă capitala Tokyo, Narita și Haneda. De asemenea, au fost anulate și unele curse ale trenului de mare viteză Shinkansen. O femeie de culoare a fost împușcată mortal de poliție sâmbătă dimineața în propriul dormitor, chiar prin geamul locuinței. Tragedia s-a petrecut după ce poliția a fost chemată de un vecin îngrijorat. Vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Un vecin care a văzut că ușa de la intrarea în casa ei era deschisă la primele ore ale dimineții a sunat la poliție, scrie BBC. Ceea ce a urmat este înregistrat pe o cameră video montată pe echipamentul polițiștilor. Aceștia au verificat perimetrul locuinței, apoi au zărit prin geam o siluetă. După ce i-au cerut să ridice mâinile, un agent a deschis focul împușcând-o pe femeie prin geam. Polițiștii i-au oferit ajutor medical victimei, dar era prea târziu, iar Tatiana a fost declarată moartă chiar la locul tragediei la scurt timp. Polițistul care a tras este cercetat și se află în concediu administrativ. În locuința a fost descoperită o armă, potrivit poliției, dar nu este clar dacă victima o ținea în mână. Potrivit legislației din Texas, posesia armelor este legală pentru persoanele de peste 18 ani. Un avocat al familiei a relatat că tânăra de 28 de ani juca jocuri video cu nepotul ei când a auzit zgomotele făcute de polițiști afară și s-a dus să verifice la geam. Avocatul a precizat că nu a existat niciun motiv ca tânăra să fie ucisă, iar familia acesteia cere să se facă dreptate. Inițiativa neobișnuită luată de autoritățile de la Seul, Coreea de Sud va trimite lunetiști militari și vânători civili la granița cu Coreea de Nord pentru a elimina porcii purtători ai virusului pestei porcine africane, scrie Bloomberg, citat de publicația The Straits Times. Oficialii de la Seul au decis să trimite lunetiști și vânători după ce în apropierea frontierei cu Coreea de Nord au fost găsiți 5 porci mistreți morți care fusese reinfectați cu virusul pestei africane. De asemenea, guvernul sud-corean intenționează să folosească drone cu vedere termică, iar 7 elicoptere survolează zona frontierei intercoreene, lungă de 250 de kilometri, pentru a căuta porcii, conform Ministerului Agriculturii sud-corean. În ultima lună au fost depistate 12 focare de peste porcina africană în fermele din apropierea frontierei. Autoritățile sud-coreene au dispus sacrificarea a aproape 155.000 de porci din 94 de ferme și eliminarea mistreților din apropierea capitalei și din provinciile de la frontiera cu Coreea de Nord. Rapoartele neoficiale arată că în Coreea de Nord boala nu poate fi ținută sub control. Pesta porcină africană s-a răspândit în aproape toate zonele din Coreea de Nord în luna mai, iar porcii din provincia vestică Pyongan de Nord au fost omorâți, potrivit oficialilor sud-coreeni. Cu toate acestea, regimul comunist de la Phenian nu a mai publicat ulterior informații cu privire la anvergura epidemiei de peste africană. Organizația pentru Alimentație și Agricultură din cadrul ONU așteaptă să primească aprobare din partea autorităților de la Phenian pentru a efectua o inspecție în Coreea de Nord. Situația este deosebit de gravă în condițiile în care carnea de porc constituie principala sursă de proteine pentru nord-coreeni. Totodată, circa 10 milioane de oameni, adică circa 40% din populația acestei țări, suferă de foame ca urmare a restricțiilor impuse de regimul comunist de la Phenian și a sancțiunilor internaționale severe. În plină campanie globală pentru combaterea schimbărilor climatice și a poluării, oamenii politici vin să dea exemplu personal. Este și cazul premierului indian Narendra Modi, care a fost surprins adunând gunoaiele lăsate de turiști pe o plajă. Premierul indian și-a părăsit biroul pentru câteva ore și a plecat pe o plajă din sudul țării, situată în apropierea unor hoteluri de lux. Mica evadare din universul cotidian nu a fost însă destinată relaxării, ci curățeniei. Cu răbdare și conștiinciozitate, Modi a început să strângă gunoaiele lăsate de turiști pe nisip. Desculț și îmbrăcat într-o ținută lejeră, premierul a avut nevoie de doar câteva minute pentru a umple un sac de gunoi. El a strâns sticle și pahare de plastic, precum și pungi și alte ambalaje. India produce peste 15 milioane de kilograme de mase plastice în fiecare zi. Autoritățile de la New Delhi au promis că până în anul 2022, în India se va renunța la obiectele de plastic de unică folosință. Final de jurnal, doamnelor și domnilor, vă invit să rămâneți alături de noi. În câteva minute începe emisiunea Se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În început de săptămână, minunat să aveți. Pe mâine!